cum am ajuns în situația asta. Fanii au văzut-o pe Teo Roz într-o ipostază care i-a lăsat fără cuvinte. Imaginile cu vedeta au avut un impact emoțional foarte mare și asta pentru că personajul pe care tânăra îl interpretează a trecut printr-o situație greu de privit pentru multe femei. Mulți dintre cei care au văzut pentru prima dată imaginile cu Teo Roz au crezut că vedeta a pățit ceva, însă după ce au urmărit videoclipul s-au liniștit. Mers pentru clanul și aveam nevoie de machiajul ăsta. Trebuie să-mi iau și o dată. Abia așteptam secvența asta. Teo Roz este fără doar și poate una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. Tânăra a reușit să cucerească publicul cu talentul său, dar și cu sinceritatea de care a dat dovadă mereu. Cântăreața este urmărită la fiecare pas de o comunitate uriașă de fani pe rețelele de socializare, iar recent a reușit să-i șocheze pe toți prietenii săi virtuali. Un videoclip de pe pagina sa de TikTok a devenit viral în doar câteva minute. Programul vedetei este foarte încărcat în ultimele luni, mai ales de când fiul ei a venit pe lume. La scurt timp după ce a devenit mămică, Teo Roz a decis să se întoarcă din nou pe scenă în fața publicului, dar și pe platourile de filmare de la serialul Clanul. Ulterior, vedeta a ținut să le arate fanilor întregul proces prin care a trecut pentru filmarea scenei respective. De machiajul artistei s-a ocupat un profesionist, iar după câteva ore de muncă nu-ți mai putea da seama dacă vânătaia este reală sau nu. Femeie bătută. Așa se face un ochi umflat. Borcanul are sânge. Marmelada. Gem de la bunica. Teo Roz a apărut cu machiajul de groază și în fața iubitului său pentru a-i cere părerea. Acesta s-a uitat la ea preț de câteva secunde și nu a spus prea multe. După aceea, Teo le-a spus tuturor că Angel Damian s-a hotărât să o ia de nevastă după ce a văzut-o în halul acela. Așa să vedem că e așa și după aia o să fie pirat. Bandajat. Teo Roz și-a șocat și colegii de platou, iar unii dintre aceștia au avut și câteva glume în program. I-ai spus de noi? I-am zis de noi, da, mi-a plăcut, da, deci s-a supărat foarte tare. Ce mă întrebuia, măi?